Pastilla de fisico. Principiul inerției. O mașină care pornește sau oprește brusc, scuturarea unei sticle de ketchup, un biciclist care este aruncat peste ghidon dacă frânează puternic, un gimnast care se rotește peste bară sau o motocicletă care pornește brusc de pe loc sunt exemple în care se poate observa proprietatea generală a corpurilor numită inerție. Inerția este proprietatea generală a corpurilor de a se opune schimbării stării de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă. Sir Isaac Newton a fost un matematician, fizician și astronom englez care prin studierea legilor mișcării corpurilor a creat bazele mecanicii clasice și a formulat principiul întâi al mecanicii sau principiul inerției. Principiul inerției afirmă că un corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează niciun alt corp care să îi modifice această stare. Conform principiului inerției, atunci când un corp se deplasează cu viteză constantă, rezultanta forțelor care acționează asupra corpului este zero. În acest caz, greutatea corpului și reacțiunea normală a suprafeței sunt egale, iar forța de tracțiune este egală cu forța de frecare. Fie un corp de masa M egal 10 kg care se deplasează pe o suprafață cu μ egal 0,1. Calculează forțele care acționează asupra corpului în cazul în care corpul se mișcă uniform. Se consideră accelerația gravitațională a Pământului egală cu 10 metri pe secundă la pătrat. Deoarece viteza este constantă, greutatea și reacțiunea suprafeței sunt egale, forța de tracțiune este egală cu forța de frecare. Greutatea corpului este egală cu 10 kg ori 10 metri pe secundă la pătrat, egal 100 de newton. Normala sau reacțiunea suprafeței este egală cu greutatea, deci tot 100 de newton. Forța de frecare este egală 0,1 ori 100 newton, egal 10 newton. Forța de tracțiune este egală cu forța de frecare, egală cu 10 newton. Inerția este proprietatea generală a corpurilor de a se opune schimbării stării de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă. Principiul inerției afirmă că un corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează niciun alt corp care să îi modifice această stare, adică rezultanta forțelor este zero dacă corpul este în repaus sau se mișcă cu viteză constantă.